Salutare pescari! Astăzi vă voi prezenta noua găleată a celor de la Caperlan pentru transportul mumerilor și prepararea nanadei pentru pescuitul crapului. Bun, să trecem puțin la specificații. Caracteristicile tehnice sunt următoarele. Material gros cu asigurare a rezistenței și durabilitate, găleată ermetică și se găsește sub formă de două modele, un model de 10 litri și un model de 17 litri. Cel de față este un model de 10 litri. Cel de 10 litri, spre exemplu, a costat 45 de lei, spre deosebire de cel de 17 litri, care costă 54 de lei. Ele, ca și ambele găleți, ca și lățime și lungime, au aceleași cote. De exemplu, lungimea este de 29 de centimetri, iar lățimea este de 26 de centimetri. Singura valoare care diferă între ele este înălțimea. Cea de 10 litri are 18 centimetri, iar cea de 17 litri are 30 de centimetri. Bun, se pare că este de culoare khaki, verde închis, specifică, ca să spun așa, pescuitului. Marea majoritate accesoriilor pescarilor sunt oarecum verde. Este, din câte am observat din specificații, este compusă din 100% din polipropilenă. Bun, scrie undeva aici brandul, sper că se vede. Bun. Undeva în partea de jos este specificat și modelul SB10L de la 10 litri. Are un mâner de plastic negru. Nu pare el foarte, foarte solid, dar cred că ne putem face treaba cu el. Iar pe colțuri se poate observa. Se poate deschide de pe toate cele patru colțuri. Ca și posibilitate de mutare a mânerului, se pare că cei care au construit-o au făcut designul să se poată muta mânerul și pe celelalte laterale. Bun, iar în interior arată ceva de genul. Acesta este modelul capacului SC17. Este o găleată scoasă de cei de la Caperlan, dacă nu mă înșel, la finalul anului 2019. Și să vedem cum ne putem face cu ea treaba în anul 2020. Nu uitați să vă abonați și să dați like la pagină. Zi frumoasă!